ci grazie. Statul io paia. Libertate! Libertate! Libertate!
Ja. Nu corupție! Justiție! 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 Nu corupție! Am asistat cu stupoare. Am asistat cu stupoare ieri la meetingul organizat de PSD. Am asistat cu stupoare ieri la meeting organizat de PSD în București. Nu credeam că o să mai văd așa ceva după 89. Când eram copii, ne încolonau, ne îmbrăcau în uniformă de pionieri și ne încolonau pe calea din București, din Craiova, acolo am copilărit eu. Să-l așteptăm pe tovarășul Ceaușescu, cu olaiul lui, de la București. Ieri am văzut oamenii duși acolo cu forța. Sunt o grămadă de mărturii în care oamenii aceștia spun că au fost șantajați să meargă pentru că își pierd sursele de venit. Și este, nu știu, mi s-a părut, am fost chiar lovită de acele imagini, a fost foarte, foarte trist. Ligia, colega mea, ar vrea să vorbească mai mult despre lucrul ăsta. Nu o să vă vorbesc foarte mult, o să vă vorbesc despre foarte puțin. Acum, deci ieri, după un an și jumătate în care PSD a anunțat că scoate 1 milion de oameni în stradă, adunând până și ultimul om din ultimul cătun, golind toate orășelele pe care le terorizează, prin instituțiile pe care le conduc, a reușit să strângă maxim 180.000 de oameni. Asta a fost tot. Asta e PSD. Deci, și asta e iluzia susținerii pe care încearcă să o creeze. Ce am aici vreo doar 20-30 de mărturii din câteva sute venind din toate părțile țării de oameni care se plâng că au fost amenințați să participe la mitingul lor pentru că o să-și piardă slujba, companii care au fost amenințate că o să primească atâtea controle în fiecare zi până sunt nevoite să se închidă. Oameni intimidați, foarte mare parte dintre ei și foarte, foarte puțină susținere reală. Deci asta s-a văzut peste tot pe internet și între cei care au asistat la fața locului dintre activiști. Oamenii aceia fie nu știu pentru ce sunt acolo, fie sunt amenințați, fie au crezut că merg într-o excursie odată după 30 de ani în care probabil nici nu au ieșit din localitatea lor. Deci vă spun lucrurile astea doar pentru că realitatea e mult mai nuanțată decât o vedem noi la televizor. Și cu cât reușim să vedem mai multe nuanțe, cu atât reușim să creăm mai mult dialog și solidaritate cu cei cu care chiar putem vorbi. În anumite părți ale țării, comunismul încă n-a murit, încă reflexele rămân, încă instituțiile sunt folosite ca și formă de represiune împotriva cetățeanului, nu ca să-i apere interesele. Dar consider că ăsta e începutul sfârșitului pentru astfel de partide. Pentru că în momentul ăsta nu ne mai luptăm cu un sistem abstract, putem vedea exact de ce sunt în stare și tot ce au fost în stare după un an și jumătate a fost să scoată 180.000 de oameni, o mare parte electorat captiv, în piața Victoriei pentru 2 ceasuri. Deci pot să vă spun, asta e convingerea mea solidă, că vom avea libertate și vom avea justiție liberă. Vom avea justiție, nu corupție, dacă nu ne lăsăm impresionați de tot spectacolul pe care PSD l-a pus în scenă. Repet, folosindu-și toate eforturile, deci asta a fost tot. O să mai scoată în stradă poate peste încă un an jumate, după ce ne mai amenință cu 1 milion de oameni. Încă atâția. Deci pentru magistrați suntem aici, o să fim iar în stradă în toate momentele critice să vă apărăm. Justiția o să rămână liberă. Și noi, România, o să rămână un stat de drept. Deci poți să... Atât. Justiție!
Justiție! Nu corupție! 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 Justiție! Am doar o întrebare scurtă pentru voi. Pe voi v-a impresionat show-ul PSD de ieri? Da? A păcălit pe cineva? Oamenii ăștia nu au susținere. Și imediat, legat de show-ul ăsta, ca să nu vorbesc tot, eu am aici doar vreo 30 de mărturii de la oameni care lucrează în spitale, în educație, în companii de stat, care au fost șantajați și amenințați să participe la mitingul ăla. Mulțumesc! Încheiat! Bună seara. Eu vreau să vorbesc de meeting-ul de ieri. Pe mine m-a impresionat foarte tare și mi-a dat și o rază de speranță. Asta este tot ce pot ei. Pe tot șantajul, cu toată mobilizarea, cu toată logistica, cu guvernul, cu parlamentul, cu toți banii, cu tot ce au, au reușit să facă un munte de gunoi. La propriu și la figurat. Și asta ne arată exact încotro mergem. Iar pentru cine ne-a ascultat, sunt planuri până în 2040. Din câte am înțeles eu, cu aderarea la Uniune, noi primim buget până prin 2038. O fi o coincidență, n-o fi, nu știu. Dar pe mine personal m-a încurajat foarte mult să văd ce s-a întâmplat ieri. Dar pe cealaltă parte trebuie să vă spun, nu se va lupta nimeni pentru noi. Și dacă suntem în Uniunea Europeană, avem aliați puternici care ne vor binele sau care ne susțin, ordine acasă facem doar noi. Hainele murdare le spălăm doar noi. Și să știți că e nevoie de mobilizare. Nu se întâmplă nimic de la sine. Pe mine mă șochează foarte mult să văd că pe Facebook e plin de comenturi, de discuții, de tot ce vreți. Iar noi aici suntem mai puțin decât pe Facebook. Schimbarea adevărată și soarta ne-o luăm în mâini atunci când nu mai stăm pe Facebook și o să fim cu toții în piață și o să spunem ce ne doare și cu ce nu suntem de acord. Și în același timp vreau să vă spun că nu reproșez nimic nimănui și n-am pus pe nimeni, dar am o grămadă de întrebări și sper că și alții le au și vreau să le întreb cât de des posibil, pentru că asta este ceva la care acești oameni n-au răspunsuri. Sper să ne mai vedem în piață tot mai mult și e nevoie să vorbim unii cu ceilalți și cu cei din jurul nostru, altfel nu vom face schimbarea. Libertate! 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 Salut, eu sunt Paul și aș vrea să vă citesc câteva rânduri despre ceea ce cred că suntem cu toți aici să apărăm, și anume viitorul nostru. Printre urletele și disperarea, nemulțumirii cea de secole, printre doinele și nedreptatea, rănii cea de secole, unde munții dorinței se ciocnesc de marea indiferenței, unde virtutea apusului se încleștase cu mecanismul Orientului, unde angoasa realității peste minciuni va domni, unde adevărul irelevanței peste vise va stăpâni, acolo se va naște nația română, lepădată de balcanism și mizerie, cu adevăr varul în centrul ei. Bravo. Legat de protestul de ieri, vreau să vă spun că dacă ne gândim, dacă vrem și să salvăm cu adevărat România, acei oameni care au ieșit acolo sunt primii pe care trebuie să-i salvăm. Ei sunt cei pe care trebuie să-i salvăm. Ei sunt oamenii care nu au nicio perspectivă. Ei nu... Singurul partid care vorbește cu ei e PSD-ul. Singurele perspective ale lor sunt fie pleacă, fie rămân aici și ce? Și ce? Dar meeting-ul ne-a arătat o realitate.
o țară așa cum este ea, în care singurul îndreptar social e cel al fricii și al obedienței. Noi trebuie să renunțăm la frică. Trebuie să renunțăm la frică și să ne implicăm, să ne asumăm fiecare cât putem. Pentru că fără să ne asumăm noi ca fiind vectori politici sau administrativi, cine să o facă? Plecăm de la o stare de fapt pe care nu o putem schimba fără să ne asumăm noi acest lucru. Vă mulțumesc! Justiție! Nu corupție! 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 Cine mai are ceva de zis, este așteptat să vină aici în față. Bună seara! Mă alătur la ce au zis colegii dinainte. Problema cu protestul acum, din discuții cu prietenii, că nu este un scop bine stabilit, adică cum salvăm justiția. Și acum Iohannis e într-o situație destul de delicată, nu poate încălca nici decizia CCR și atunci eu aș propune să creăm un grup de inițiativă de la Cluj, să vedem cum putem obține o audiență la Iohannis și să-i propunem să declanșeze el referendumul fără penal în funcții publice, fiindcă dacă vă uitați, s-au adunat numai 130.000 semnături până în septembrie, încă sunt 3 luni. Lumea nu prea se implică, deci facem un grup, mergem la București, 5-6 oameni, ne vedem cu Iohannis și îi spunem, frate, dă drumul cu referendumul, fără penal în funcții publice, modificăm Constituția și le dăm în... în freză, să zic așa, mai... Da, deci, și atunci dacă noi aici de la Cluj, pe umbrela anticorupție, povestim și formăm un grup de 5-6 ori, nu trebuie multă lume, vedem cum putem obține audiență și mergem la București. Ne vedem cu Iohannis, povestim cu el și vedem ce părere are el despre treaba asta, că dacă pică faza cu semnăturile, PSD-ul și Antena 3 va triumfa, că oamenii, vezi, nu vor schimbarea Constituției ca să nu fie penale în funcții publice. Și dacă Iohannis are pârghia asta și poate declanșa de pe zi pe alta, nu de pe zi pe alta, dar poate declanșa referendumul, ar fi foarte fain. Și românii ar ieși și și-ar spune PES-ul, vrem sau nu vrem penale în funcții publice. Și am terminat cu protestele. Știm ce națiune suntem și știm unde ajungem. Și atunci și protestele se vor mai mobiliza, fiindcă oamenii o să știe. Băi, eu merg pentru asta, că n-ai un obiectiv clar stabilit, muncești zi de zi pentru el. Când ești la proteza, nu știi pentru ce ești, cam ești bulversat un pic. Deci, părerea mea. O să inițiez discuția pe umbrela anticorupție, cum și vedem câtă lume se alătură la inițiativă și cum putem ajunge la domnul Iohannis. Nu corupție! Justiție! 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 Nu corupție! Ieri, pentru prima oară, de când, să zicem, au început probleme în țară, mi s-a clarificat ce înseamnă stat paralel. Însăși Dragnea a spus că statul paralel reprezintă procurorii, reprezintă justiția, reprezintă Iohannis, președintele țării, și cam toate instituțiile care nu ascultă și nu funcționează la ordinele PSD. Deci asta e un lucru care s-a întâmplat foarte bun ieri, faptul că ni s-a clarificat acest lucru. Și acum știm și noi pentru ce să luptăm. Pentru un președinte care ține cu oamenii, pentru justiție și în felul ăsta mie, idealurile noastre și lupta noastră este mai clară. Mulțumim PSD pentru meetingul de ieri. PSD, ciuma roșie! PSD, ciuma roșie! PSD, ciuma roșie! PSD, ciuma roșie! PSD, ciuma roșie!
Legat de obiectivele pentru care ieșim la protest, aș vrea un singur lucru să vă mătăm în vedere. În timp ce noi suntem foarte ocupați cu miticul PSD, cu decizia CCR care îl pune pe Klaus Iohannis într-o situație dificilă, în acest timp, în Comisia Iordache deja au început să se voteze amendamente pentru codul penal și pentru codul de procedură penală. În momentul în care noi suntem atenți la alte lucruri, ei pot modifica foarte multe lucruri în lege, în codul penal și în codul de procedură penală, lucru care ar atrage imposibilitatea procurorilor sau cel puțin îngreunarea deschiderii dosarelor penale și a trimiterii în judecată a inculpaților. Trebuie să fim foarte atenți la amendamentele propuse care fac foarte dificilă trimiterea în judecată a inculpaților sau, mai nou, darea unei soluții de condamnare în calea de atac, cum ar fi în apel, după ce în primă instanță a fost dată o achitare. Și sunt foarte bine că acesta este cazul lui Călin Popescu Tăricianu și nu este singurul care a beneficiat de asemenea prevederi legale. Așa că va trebui să fim în continuare foarte atenți la modificările pe care ei le propun și să sancționăm aceste inițiative, să arătăm că avem reacție și să ne spunem foarte clar punctul de vedere. Vrem să avem o țară în care legea să fie corectă și nu să avantajeze infractorii. Pentru că în momentul respectiv nu vor beneficia doar ei și nu vom avea de pierdut doar câțiva dintre noi. Cu toții vom avea de pierdut. Ținând seama că începe să plouă în curând, serios, sunt sfârșește, să cântăm imnul României, Andrei Vede e aici cu noi, cu chitară, după care o să declarăm evenimentul încheiat și ne vedem duminica viitoare. Urmăriți-ne pe pagina Umbrele Anticorupție Cluj. Spre deosebire de cei adunați la București, mă gândesc că știm cu toții versurile, nu avem nevoie de hârtii. Exact, și nu plecăm în timp ce cântăm. Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, în care te-a dâncirea barbarii de tirani, barbarii de tirani. Acum ori niciodată, croiește-ți altă soartă, la care să se închine și cruzii tăi dușmani, și cruzii tăi dușmani. Acum ori niciodată, croiește-ți altă soartă, la care să se închine și cruzii tăi dușmani, și cruzii tăi dușmani. Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume că nastre mâi mai curge un sânge de roman, un sânge de roman. Și că la noastre piepturi păstrăm cu far în lume triumfător în lupte un nume de o seară frumoasă, să ne vedem cu bine. La revedere. Hai să băgăm asta, că se strică.